top. Mie chiar îmi place căldura, îmi place vara. Copiilor, soției la fel. A fost pe plan financiar a fost extraordinar de bine. Câștigam, nu știu, de 7-8 ori mai mult decât în România. Și acum nu m-aș mai fi gândit să mă duc în altă țară, acum deci nu aș mai vrut. Și am fost în Turcia 6 luni și nu mi-a plăcut deloc și m-am întors la Dinamo. Adică te gândești să te restabilești în Qatar? Da, da, avem un plan într-un an jumătate, doi. Să vedem, eu cu fotbalul și copiii își doresc foarte mult să facă școală acolo. Vasile și Mani, fenomen, ce să... A fost greu, am schimbat vreo 6-7 chirii într-un an jumătate, 6 luni m-am antrenat singur. Am luat în 12 luni jumate din suma totală, cred, dacă nu mă înșel. L-am dat în judecată, după mi-a dat niște bani, după mai mi-a dat un an. Complicatură. Sportul studențesc, pentru mine a fost o rampă de lansare, venind de la Liga 3-a, și m-au aruncat direct în Liga 1 în focuri. Am reușit și după, cred că al doilea meci, am reușit să dau gol. A fost ceva frumos pentru mine, plus că era un grup foarte unit, cu foarte multe probleme financiare. Lipsește clubul ăsta fotbalului românesc actual? Da, cred că da, și ideal ar fi să axeze tot pe o chestie din asta cu studenți, cu tineri, să plece la fel cum au plecat înainte. Și am înțeles că sunt ceva discuții, chiar am primit și eu ceva mesaje să se reînființeze. Acum rămâne de văzut, că știu că aparține de o facultate, o ceva, nu prea știu eu, nu știu legile. Cum te simți în acel colectiv? Băi, m-am integrat, să fiu sincer, m-am integrat, chiar băieții au fost ok, chiar am rămas cu foarte mulți prieteni, cu unii dintre ei am mai jucat. Țin legătura și acum cu unii dintre ei, m-am integrat. Mi-a fost greu să nu mă integrez undeva, m-am integrat peste tot, așa că încă mai îndatorează. Sportul studențesc. Un an de contract. Am jucat Liga 2 și 6 luni am judecat, am câștigat procesul și pe la TAS și pe la FIFA și acum mai aștept banii. Dacă se înființează, e normal, e o garsonieră pentru familia mea, nu? Pentru copii. Nu sunt atât de mulți. Pentru Ploiești, o garsonieră cam aia să alea sumele. Nu știu ce să zic. Vestiar. În vestiar era la Petrolul, cu magazionerul de acum. A postat și Budescu. Era topul topurilor. Adică, în ziua de salariu, ori ți se tundea părul, ori se arunca în bazin, ori, nu știu, îți făcea masaj, nu știu, îți făcea ceva. El mi-a rămas așa în minte. La Dinamo, în vestiar, erau... La Dinamo cam eu făceam glumele și cu încă 2-3 așa, dar nu aveam glume de astea ieșite din comun sau să... Nu, astea cu nodatu, ghete și astea, dar nu le făceam eu, le făcea altcineva, dar nu așa ieșit din comun, eram serioși. La Dinamo se spunea că ies foarte multe din vestiar. Că... Ba, acolo se transpiră, era cu presa, n-ai cum așa ceva, sunt de fiecare dată, cine un ziarist are tot timpul, și dacă se schimbă toți jucătorii la Dinamo, tot o să se afle. Și la un moment dat ne-am dat seama că dau și din cadrul clubului, adică nu mai ne încurcam. Dacă aveai ședință la birou, e 100% apărea în ziar cu jumătate de oră că aflase cineva acolo la birou. Nu, e complicat. FCSB? Ce să... Nu știu ce să zic. Nu? E greu acum ce se întâmplă cu licenți, nelicenți, antrenori, președinți, patroni. Nu, e greu, nu pot să vorbesc. Nu vreau să-mi dau cu părerea, nu e cazul meu. Ai avut o șansă să te joci acolo? Da, a fost două, o dată la Sportul și o dată când eram la Dinamo și la Sportul nu m-a dat drumul domnul Șiman și la Dinamo a căzut seara, noaptea. Cum? A fost sunat la 11 și ceva de cineva din cadrul clubului, mi-a zis că era un înțeles și apoi s-a schimbat antrenorul și... Nu, e ok să zic. E un antrenor, a venit antrenorul și a luat alt jucător. A preferat să ia un jucător liber de contract de la Oțelul, în loc să mă ia pe mine, care se plătea o sumă de bani. Aș antrena 22 Cavalier Laser și să-mi vină să-mi spună în față, să-mi bată cu pumnul masă și să-mi spună ce aș putea greși eu ca antrenor. Pentru că în fotbalul românesc, marea majoritate a antrenorilor le place jucătorii fără caracter, coloană vertebrală și așa mai departe, să tacă și să facă.